Informațiile operative pe care le avem și le putem pune la dispoziția opiniei publice este că numitul Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova pe data de 14 iunie cu un automobil de marca Mercedes prin Transnistria, a ajuns în Ucraina, într-unul dintre orașele din Ucraina, a luat un avion până într-un alt oraș din Ucraina, iar de acolo a plecat la Londra. Cert este că acest numit Plahotniuc și-a comandat un charter care l-a așteptat pe aeroportul Chișinău, dar probabil din frica că ar putea să fie, eu știu, oprit, obstrucționat, nu știu de ce ar avea de frică, dacă n-ai făcut prea. A renunțat la acea cursă charter și a plecat prin Ucraina. Și domnul Șor? Legat de numitul Șor, încă investigăm, pentru că cunoaștem în spațiul public că ar fi avut interdicții de a părăsi teritoriul Republicii Moldova și investigăm să vedem dacă nu a călcat sau nu acest regim de interdicție. Am prins acolo informații că l-au văzut în raionul Cheii. Mi-am este în țară? Să știți că niciodată nu ne-am bazat afirmațiile și deciziile pe incertitudini. În momentul în care vom deține toată informația, exhaustivă cu privire la prezența sau lipsa acestui individ pe teritoriul Republicii Moldova și în speță în Orhei, bineînțeles, dacă va fi o chestiune de interes public, va fi făcută publică și va fi adusă la cunoștința lui. Pentru la trecerea toate instituțiile să zbulonează mai inimul și inițiativa. Nu era vorba de subordonare mai inimului, ci de o asigurare de către instituțiile statului a pazei edificiilor și instituțiilor de stat. Este, din punctul meu de vedere, o poziție judicioasă, este o abordare corectă și, așa cum a solicitat doamna prim-ministru, împreună cu Ministerul Justiției, împreună cu Ministerul de Interne, vom elabora acest proiect de lege pentru a da curs solicitării doamnei prim-ministru. Dar până acum ele de cine au pozite? Ca să înțelegem. De tot felul de structuri de securitate, de pază, marelor parte aflate sub controlul ilegal al lui Plahotniuc. Domnul Sărbă spunea că va iniția o rubrică tactică în care vor fi o expertiză, așa, va monitoriza toată activitatea. Nu mă interesează acest individ și declarațiile sale politice. Acest individ, la fel ca și mulți alții din această grupare numită PD, va trebui să dea socoteală pentru tot răul pe care l-au făcut aceste țări. Noi însă vrem să aplicăm legea, să aplicăm procedurile legale pentru a nu admite niciodată arbitrarea. Asta vreau să vă spun și sper că